bucătăria are nevoie de inovație pentru că bucătăria se transformă tot timpul. Și când zic bucătărie, nu mă refer neapărat la un spațiu, o cameră în care sunt niște ustensile. Când zic bucătărie, mă refer la toate genurile astea de gătit specifice din diferite țări care se întâlnesc într-o bucătărie. E ceva necesar, fără de care nu am fi reușit să ajungem în punctul ăsta în care să ne bucurăm de atât de multe experiențe diverse. Iar eu aș vedea în bucătărie tehnologia care vine în întâmpinarea bucătarului și care îl ajută să-și ușureze treaba și să câștige timp. Toate aparatele care știu să facă lucrurile mai bine decât mine, blenderele, aparatele cu care poți să faci pastă, spumă și, bineînțeles, fără un cuptor, un frigider și o plită, ar fi lucrurile mult mai complicate. Un grătar de mare putere, de exemplu, mi-ar plăcea mie, pe care poți să-l folosești înăuntru, dar să-l alimentezi cu lemne sau cărbuni. Ceva care să facă mise en place și să curețe pe parcurs. Asta e visul meu în materie de tehnologie.